Bună seara, doamnelor și domnilor! Război politic pe viață și pe moarte, dar nu între putere și opoziție, ci în interiorul PSD. Liviu Dragnea l-a exclus din partid pe premierul Sorin Grindeanu. Premierul Sorin Grindeanu contraatacă și o primă mutare de șah ar fi aducerea lui Victor Ponta într-un nou guvern din care au demisionat cam toți miniștrii desemnați de PSD, cu o singură excepție. Se pare că e vorba de ministrul comunicațiilor Augustin Gianu, care a declarat puțin mai devreme că demisionează doar dacă îi cere demisia premierul Sorin Grindeanu. Așteptăm ca Sorin Grindeanu să facă declarații, după cum vedeți în imagini, la sediul guvernului. Este așteptat premierul să facă declarații despre situația politică fără precedent în România. Un premier susținut de PSD care vrea să-și facă acum propriul cabinet, un premier exclus din PSD, cel puțin potrivit comunicatului oficial al partidului. Liviu Dragnea l-a atacat astăzi foarte dur pe Sorin Grindeanu și continuă în acest moment războiul declarațiilor. Ministrul comunicațiilor Augustin Gianu este în acest moment cu noi prin telefon. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Am citat această informație pe care ați dat-o, că veți demisiona doar dacă vă cere Sorin Grindeanu acest lucru. Explicați-mi care e relația dumneavoastră cu PSD și situația dumneavoastră în actualul guvern. Da, eu am intrat în PSD în 2007, într-o perioadă de opoziție. Am intrat din convingere, am intrat pentru că mi-am dorit să fac o schimbare. În anul 2014, eu fiind în administrație publică atunci, am fost numit director general la CERTRO. Dar numai puțin, domnul ministru, vă întrerup. Am renunțat la activitate politică, dar mi-a costat calitatea de membru. Domnule ministru, vă întrerup numai puțin, pentru că dintr-o eroare colegii mei din regie au pus poza fostului ministru Florin Gianu pe ecran și vreau să-i corectez acum ca să nu apară poza lui Florin Gianu, care, mă rog, a plecat mai de mult din PSD. Vă rog, poza domnului ministru Augustin Gianu, fiți atenți la poză. Vă rog, continuați. Asta vă spuneam, că în 2014 am renunțat la activitate în cadrul partidului, dar calitatea de membru nu mi-am pierdut-o. Nu am demisionat din partid și nu... Păi, ce faceți în continuare? Pentru că domnul Dragnea a anunțat că toți cei care refuză să-și dea demisia din guvern vor fi excluși din PSD. Mi-asum ce să fac. Asta este. Eu nu am cum să renunț la un drum pe care am pornit, pur și simplu pentru că există anumite capricii politice și pentru că în timp ce unii oameni insistă să-și vadă de treabă, așa cum am declarat, alții au alte priorități și alte lucruri mai bune de făcut. În ultimele 24 de ore, domnule ministru, ați avut vreo discuție cu Sorin Grindeanu, respectiv cu... mai multe. Respectiv cu domnul Sorin Grindeanu. Și care a fost concluzia? Nu, din nefericire, domnul Liviu Dragnea nu m-a contactat, nu am discutat cu dumnealui. Nu v-a căutat în ultima vreme să vă spună că are intenția de a schimba, de a remania guvernul, de a schimba primul ministru? Nu m-a contactat, cum a spus. M-au contactat alte persoane, dar dumnealui nu. Bun, mai vreți să-mi spuneți ceva despre activitatea guvernului, care în acest moment, după părerea mea, e într-o criză politică gravă, țara e într-o criză politică gravă, care va fi activitatea guvernului în continuare până când se va tranșa acest lucru în Parlament? Nu cred că proiectele demarate țin de activitatea politică. Legal, constituțional, sunt în continuare ministru, guvernul în continuare poate funcționa. Așa că ne vedem de treabă, ne vedem de ce avem de făcut. Înțeleg, mai am o întrebare. Programul de guvernare. Mai am o întrebare grea, domnule ministru. Adică, poate nu vi se pare, dar să știți că eu țin la lucrul ăsta. Știți cine este șeful dumneavoastră de cabinet? Cine este domnul Cristian Priboi? Da. Știți că este nepotul fostului general de securitate Ristea Priboi? E informație cât se poate de falsă. În ce sens? Adică e fals, e neadevărat în sensul ăsta. Nu sunt rude? N-au nicio legătură. Va
Asigurat de asta domnul Cristian Priboi? Domnul Cristian Priboi îl cunosc din 2006. Sunt deja 11 ani. Credeți-mă, îl cunosc foarte bine. Și n-are nicio legătură cu Ristea Priboi? E o coincidență? Absolut de nume? Absolut nicio legătură. Este strict o coincidență. Domnule, probabil pe care cineva încercă să o exploateze, da? Am înțeles. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnule ministru. Ministrul comunicațiilor se ține tare, nu-și dă demisia din guvern, chiar asumându-și că va fi exclus din PSD. E ca între puțini, dacă nu chiar singurul ministru propus de PSD care vrea să rămână în guvern. Vă prezint invitații în această seară. Marius Bostan, fost ministru al comunicațiilor, manager. Bună seara, domnule Bostan. Bună seara. Emilia Șercan, jurnalist. Bună seara. Bună seara. Domnul senator Florin Câțu de la PNL. Bună seara. Bună seara. Și Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 89, așa cum v-am promis, pentru că, domnule Mărieș, vreau să discutăm puțin și despre faptul că PSD e un partid condus de un om trimis în judecată pentru crime împotriva umanității și vreau să vă întreb pe scurt, până vine domnul Grindeanu, dacă apucăm să schimbăm câteva vorbe, cu cine țineți în meciul ăsta? Că românii știți, și-au luat popcorn și se uită la televizor ca la un meci de fotbal. Cu cine țineți în acest meci între Dragnea și Grindeanu și respectiv susținătorilor? Domnule Bostan. Este evident, Dragnea a făcut o mișcare greșită. Este aproape de neînțeles ce încearcă să facă. A aruncat pur și simplu țara în aer, fără nicio remușcare. Deci, așa. Într-adevăr, nu pot să spun că sunt extrem de mulțumit de activitatea guvernului, dar în acest meci, evident că domnul Dragnea cred că s-a grăbit un pic. Și plus este ceva foarte suspect. Eu țin cu americani în general. Și tu știi foarte bine că eu țin cu americani. E foarte suspectă chestia asta, care a spus-o primul ministru de două ori. Care are conotații geostrategice. Sper să dea Dumnezeu să nu fie așa, să nu fie adevărat. Dar eu vă mai amintesc că a mai fost o dispută între mai veche, între Ponta și Dragnea pe acest subiect și parcă mi-aduc aminte că chiar Bogdan, diaconul, l-a întrebat pe Liviu Dragnea de câte ori a fost la Moscova între 2010 și 2015. Și n-am văzut vreun răspuns, poate nu a fi fost, dar mi-aduc aminte mereu când e un scandal de acest gen să aduc aceste lucruri în discuție. Ceea ce mi-arată, vă amintiți și cu Mircea Joana a fost o dispută de acest gen și toate aceste scandaluri au fost foarte, foarte serioase. De asta eu cred că falia este foarte serioasă, deci nu este doar un conflict acum, doar pe putere efectivă, adică pe 2-3 pârghii. Stați, domnule Bostan, nu-i doar o afirmație, haideți să arătăm pe ecrane. Chiar analiza făcută de PSD, mă rog, așa zis analiză a guvernării Grindeanu, da? Și la măsuri neîndeplinite, capitolul 18, domeniul politică externă, apare la punctul 13 cu ghinion dezvoltarea relațiilor economice cu Federația Rusă respectând sancțiunile UE. Asta se scrie chiar în această analiză. Și după cum vedeți acel X roșu e nerealizată. Deci asta e o nerealizare a guvernului Grindeanu că nu a dezvoltat relațiile economice cu Federația Rusă sigur respectând sancțiunile UE. E unul din reproșurile adus ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, care nu-i de la PSD, din altă parte. Dar să vă mai spun ceva, domnul Mircea Joana, de care vorbeați mai devreme, știți că pe surse e propus în guvernul Grindeanu. Să vă arăt imediat cine sunt favoriți. Nu, eu am vrut să spun că când apare un tip de fale de acest gen, tot timpul au fost foarte serioase. Deci nu au fost lucruri care s-au închis, deci au fost lupte serioase. De asta spun că lupta este foarte serioasă și totuși Ion Iliescu este președintele de onoare al PSD și știm foarte bine biografia domnului Ion Iliescu. Mai condamnat și acum câteva zile, deci acum mă uit la domnul Jianu, este chiar, dacă îl dă afară, eu zic că nu e nicio pierdere dacă îl dă afară din PSD și are un pic de curaj acum, dar eu cred că e un lucru, face o mișcare foarte bună. Și da. Emilia Șercan, tu cu cine ții în meciul ăsta? PSD-ist-o, PSD-ist? Hai,
Întrebarea este așa, stârnește puțin amuzament mie, mai ales că eu am fost în stradă în luna ianuarie. Doamna ministru Carmen Dan m-a nominalizat ca fiind una dintre instigatoarele la protest, una dintre persoanele care au instigat la protest, una dintre persoanele care au scos oameni în stradă. Am văzut astăzi un comentariu pe Facebook care mi-a plăcut foarte tare, care spunea ceva de genul că Preșul are pretenție de covor. Preșul fiind cine? Preșul... Sorin Grindeanu? Mă gândesc că este domnul Sorin Grindeanu. Așa, metaforic, nu ne gândim că ar fi domnul Sorin Grindeanu, care acum are, să ne aducem aminte, contextul în care domnia sa a fost numit premier. Să ne aducem aminte momentul în care a apărut lângă... domnul Liviu Dragnea în conferințele de presă, în conferința de presă în care a fost nominalizat premier, dumnealui stând pe un scaun mai mic și mai într-o parte, așa, toate microfoanele fiind puse de fapt în fața domnului Liviu Dragnea. De altfel, dumnealui n-a dat nicio secundă senzația că își asumă formarea respectivului guvern. De altfel, prima persoană nominalizată, doamna Șaide, a fost respinsă de președintele Iohannis tocmai pe motivul că nu a existat dezbatere în Partidul Social Democrat și că nu a fost o nominalizare transparentă luată în conducerea CEX-ul celebru care astăzi l-a exclus pe Sorin Grindeanu din... Deci să ne aducem aminte toate lucrurile acestea și nu poți să ții cu cineva. Cu cine să ții? Cu Liviu Dragnea, care acum s-a poziționat cumva pe... sau își arogă rolul de opoziție la propriul guvern. Cu cine să ținem? Cu Sorin Grindeanu, care a fost pus acolo pentru a fi, nu știu, păpușa sau preșul domnului Dragnea? Nu, noi avem nevoie de, în momentul de față, de o guvernare responsabilă, de un partid responsabil care a câștigat cu o majoritate confortabilă. Cred că, dacă ne aducem bine aminte, cel mai mare procent de după Revoluție a fost obținut, bine, dacă excludem USL-ul. În afară de 20 mai 90. 20 mai 90 și USL-ul, monstruoasa coaliție USL, Partidul Social Democrat de unul singur a avut cel mai mare procent în alegeri anul trecut. Cu toate acestea, noi vedem în momentul de față, ne vedem aruncați într-o criză politică majoră. Presa internațională scrie de 24 de ore despre ceea ce se întâmplă la București, iar lucrurile acestea ne afectează. Economic, social și așa mai departe. Politic nu mai vorbim. Cum ne afectează, domnule Câțu, economic? Pentru că ați făcut recent un rechizitoriu, o să arătăm pe ecran, un raport al celor 6 luni de guvernare roșie. L-am publicat în România Liberă. Mi se pare foarte interesantă analiza. Asta a încercat și Dragnea să facă acum, dar mi se pare paradoxal. Dumneavoastră este senator al Partidului Național Liberal în opoziție față de guvernarea PSD-istă. Dragnea, liderul PSD, face și el un soi de rechizitoriu, ați văzut, colorat cu tot felul de grafice, la guvernarea Grindeanu. Sigur, fără să dea cifre. Dragnea spune numai că nu s-au realizat niște obiective din programul de guvernare. Dar cum vi se pare că ne va afecta economic această situație incertă în care avem un premier care continuă să guverneze de la Palatul Victoria, nu știu cu cine o să numească în aceste posturi libere, și un partid majoritar care vrea să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern? Da, raportul meu era o analiză a implementării programului de guvernare și în special a efectelor acestor asupra economiei. La asta mă uitam. L-avem pe ecran. Ceea ce a făcut PSD-ul, propria analiză, este o analiză cantitativă. Eu am făcut o analiză calitativă, pentru că am spus asta de la început. Și problema pentru mine nu o reprezintă nici Grindeanu, nici Dragnea. O reprezintă faptul că se încăpățânează amândoi, până ieri și Grindeanu, să implementeze un program care pentru noi înseamnă autodistrugere. Acest program al PSD-ului, care a fost făcut de Darius Vâlcov, și mie mi se pare incredibil că în PSD oamenii ascultă evaluarea lui Darius Vâlcov, și nu trebuie să spun eu cine e Darius Vâlcov și ce a făcut Darius Vâlcov, că știm toți cine este. Deci oamenii ieri au ascultat un mare colecționar de evaluarea acestui om. De fapt, pentru problema pe care ar trebui să o ridic este, nimeni nu răspunde de înrăutățirea indicatorilor macroeconomice, nu acum, în ultimele 6 luni. Și asta m-a arătat în acel raport. Am arătat că investițiile sunt la un minim istoric. Și nu vorbim doar de investițiile
statului care au fost tăiate pentru a face loc creșteri de salarii. Pentru că nu ai cum, asta era, ai un deficit de 3%, nu aveai cum să bagi și investiții și creșteri de salarii. Și au ales creșteri de salarii. Dar vorbim de deficit de cont curent care este mai mare. Vorbim de rata inflației care a început să crească deja. Vorbim de un curs mai slab. Vorbim de fonduri europene zero și suntem în iunie și știm că până în iulie, deci nu sunt încă aprobate autorității de management. Vorbim de legea salarizării care anul acesta va duce deficitul bugetar la 3,5, anul viitor la aproape 5% și o lege care nu respectă legea finanțelor publice și Constituția. Deci acestea sunt probleme pe care eu le-am ridicat în acel raport. Coincidența face să fie în același timp cu ce face PSD-ul în propria curte. Și aici vin și la întrebarea pe care a spus-o, cu cine țineți? Eu nu țin cu niciunul dintre cei doi, eu țin cu România și asta mă îngrijează cel mai tare. Că indicatorii ăștia macro se înrăutățesc, s-au înrăutățit până acum și implementarea programului de guvernare îi va înrăutăți, iar ceea ce se întâmplă acum nu face bine. Iar Grindeanu, să fim serioși, este omul care a semnat ordonanța 13. Ne spune acum de instabilitate, dar în stradă au fost 600.000 de oameni. Atunci era instabilitate, era o economie, oamenii nu știau ce se întâmplă. Acum au și sindicatele în stradă cu legea salarizării. Adică să nu încearcă să atragă acum atenția și să fie o victimă, dar nu este o victimă. Împreună cu Liviu Dragnea au implementat cât au putut ei din programul ăsta de guvernare și ei sunt responsabili pentru indicatorii macro. Amândoi. Acum au o ceartă, asta e treaba lor, dar noi suferim pentru că amândoi încearcă să implementeze un program care ne duce sigur spre distrugere. Dacă cineva este atent la programul ăla să vadă ce au inclus acolo, au inclus toate măsurile posibile doar să fie acolo. Dar când vedem la implementare, le implementează doar pe alea cu care ajută social oarecum. Cresc salariile. Nu va fi, domnule, cât un prilej acum pentru cei doi. Grindeanu să spună, domne, n-am putut să fac ceva promis PSD-ul, fiindcă, uite, Dragnea vrea să-mi tragă scaunul de sub fund și Dragnea să spună, n-am putut să realizez programul de guvernare, dragi români, din cauza lui Grindeanu, care e controlat de nu știu cine. Tot ce s-a implementat până acum, deja a distrus parte din economie. Investițiile sunt la minim, deci astăzi vorbim în iunie. Execuția bugetară. Aici nu de program de guvernare, execuția bugetară. Avem o creștere economică, ne spun, fantastică, dar la execuția bugetară ești cu un procent un procent din PIB sub ceea ce trebuia să ai acum. Acolo nu e vorba de oameni care ar trebui să-și facă treaba și noi creștem salariile pentru toți oamenii. Sistemul informatic la ANAF nu mai funcționează. Astea nu au nicio legătură cu programul de guvernare. Astea au legătură cu guvernarea, cu acei oameni care sunt puși acolo. Și noi vorbim foarte mult de program de guvernare, dar nu vorbim de oamenii pe care Liviu Dragnea a ales să implementeze acest program. Doamna Oguța Vasilescu, care a stat cu legea salarizării, se pricepe așa de bine la acest domeniu, că la fiecare 3 minute trebuia să iasă din sală să vorbească la telefon, presupunem, cu Liviu Dragnea sau cu un expert, pentru că ea nu știa ce se întâmplă în comisia de muncă. Venea un articol, se hotărau, se discutau, ieșea să vadă cum se votează, venea înapoi. Au fost și câteva bâlbe. S-a votat un articol, a ieșit, i s-a spus nu, trebuie să-l întorci. Au întors votul și așa mai departe. Aceștia sunt oamenii puși de Liviu Dragnea să implementeze programul de guvernare. Deci pe lângă că ai un program prost care distruge economia, ai pus și niște incompetențe acolo care să-ți implementeze acest program. Rezultatul vedem și sunt doar 6 luni de zile, gândiți-vă. Domnule Teodor Măriești, dumneavoastră cu cine țineți în meciul ăsta? Pe de o parte, Dragnea, mă rog, cu toată camarila de la vârful PSD, pe de altă parte, domnul Grindeanu, care acum vrea să pară erou care luptă pentru salvarea partidului și a guvernării, care tocmai pe surse aflăm că vrea să-l numească secretar general al guvernului, practic numărul 2 în guvern, pentru că secretarul general al guvernului are puteri uriașe, pe Victor Ponta. Da? Plus încearcă să readucă pe tapet o sumedenie de nume, o să vi le arătăm, de la Mircea Joană până la Vasile Dâncu. Cu cine țineți în bătălia asta? Nici măcar nu o să vă răspund. Miza acestor lupte la baioneta, spune, de această dată, este, în opinia mea, dusă de către o fracțiune din, poate din toate serviciile, inclusiv din armată, împotriva KGB-ului scurt și la obiect. A venit timpul desprinderii totale a României de către, dinspre Moscova. A venit președintele Iohannis săptămâna trecută de la Washington, lucrurile s-au clarificat după 27 de ani, și, în opinia mea, este o luptă clară între, haideți să spunem de data asta, că putem să spunem clar, între români și prosovietici.
pro-sovieticii trebuie să plece de la conducerea României, ei trebuia să plece în 1989, nu au plecat nici azi, dumneavoastră a spus foarte bine, sau domnul Marius Bostan spunea mai devreme, că Ion Iliescu este încă și astăzi președintele de onoare a Frontului Salvării, a PSD-ului. Salvării Naționale. Da, am rămas datorită rechizitoriului de alaltă ieri cu Frontul Salvării Naționale. Păi tocmai s-au împlinit 27 de ani, da? De la... Un om care este trimis în judecat, el și întreaga camarilă, dacă ne uităm la oamenii din jur, din jurul lui în rechizitoriu, cu precădere oamenii Moscovei, deci oamenii care în 1989 și în iunie 90 au creat terorism de stat, au ucis români, nu ruși au tras la București, ci din ordinul lui Ion Iliescu s-a creat diversiunea atât în iunie 90 cât și în decembrie 89. Astăzi putem să spunem că procurorii au tras concluzia, au trimis dosarul către Înalta Curte de Casație și Justiție, unde urmează să fie judecați. Deci desprinderea de Moscova cred că este motivul principal al luptelor și a tot ce se va întâmpla în România în această vară. Ori noi, ori ei. Da, asta e realitatea. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, nepot de fost deținut politic, pentru mine o surpriză, un nepot de fost deținut politic în anii 90 se înscria în FSN-ul lui Ion Iliescu. Mi se pare puțin ciudat. Ca și Victor Ponta, ciudat, la Revoluție a fost adus, da? Era în aceeași mașină cu generalul Ștefan Coștial, celebru general al armatei române, suspectat de legături cu serviciile secrete sovietice, om de al lui Ion Iliescu și de al lui Nicolae Militaru. Cum ajung oamenii ăștia astăzi să decidă ce să... Cum a nimerit un copil de 18 ani, adică Victor Ponta, să stea în preajma lui Coștial, unul dintre cei mai înverșunați antiromâni, ne-a spune prosovie, antiromâni, că asta mă interesează, că dacă era rus și trăia în România, n-aveam nimic cu el. Să ajungă să stea 3 zile în perioada Revoluției acolo. Da, mă rog, Grindeanu și-a arătat limita, aducându-l pe Victor Ponta, Dragnea și arată limitele, nu pentru noi, că noi știm, oricare de la masa asta îi cunoaștem bine și știm ce pot, pentru românii care au votat. Și-au arătat limitele în aceste zile prin greșelile pe care le-au făcut, le fac și le vor face în continuare. Sigur, sunt niște protagoniști în aceste zile, apar pe toate televiziunile, lumea îi va vedea în adevărata goliciune. Și sper că în sfârșit de vară să avem și noi, chiar cu riscul alegerilor anticipate, nu e niciun fel de problemă. Să plânge domnul deputat, senator, scuze, de probleme economice. România merge, funcționează, o să avem niște pierderi colaterale, nu e nicio pagubă, cât am pierdut în 27 de ani și cât am pierdut în ultimii 75 de ani datorită direcției prosovietice. Vă dau dreptate, dar nu e bine ce se întâmplă azi în România. Nu e bine, dar trebuie să termine. Pe margine că PSD-ul își devorează propriul guvern, pe de altă parte, pe termen lung nu e bine, pentru că dăm, după niște alegeri câștigate categoric, dăm un semnal de instabilitate politică majoră. Trebuie să luăm pauza de publicitate, așteptăm declarațiile lui Sorin Grindeanu, o să le transmitem imediat ce apare acolo premierul la sediul guvernului. Jurnaliștii așteaptă ca Sorin Grindeanu să facă primele declarații în calitate de premier nesusținut politic și exclus din PSD. Revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor. Putem să descifrăm în această cheie și anume relațiile cu Rusia. Războiul politic PSD-o-PSD-ist. Domnul premier Sorin Grindeanu însuși a făcut aluzie la asta, a menționat capitolul de politică externă al analizei PSD, pe care v-am arătat-o, unde la nerealizări era trecută dezvoltarea relațiilor economice cu Rusia, sigur, respectând sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană. De asemenea, domnul Grindeanu a fost foarte aluziv și a folosit de mai multe ori cuvântul ceaslov, care sigur rimează cu Vâlcov, a spus, s-a dat acea justificare, acel ceaslov, revin la acel ceaslov prezentat de Vâlcov. Rar mi-a fost dat să văd așa ceva. Rimează ceaslov cu Vâlcov și ceaslov, știm bine, e de origine slavă, un cuvânt în limba română. Am impresia că domnul Grindeanu face și el aluzie la aceste legături ale grupării Dragnea cu Moscova. Iar domnul Vâlcov, de altfel, vorbeam în pauză, e foarte interesant de unde vine el, domnul Vâlcov, în afară de faptul că vine din PDL. Domnul Vâlcov vine de la Slatina, acolo unde avem o celebră afacere
al Roslatina, deținută de un oligarh rus, Vitali Machisky, un apropiat al regimului putinist, da? Nu e întâmplător, iar domnul Vulcov, cât a fost primar la Zlatina, a colaborat foarte bine cu patronatul rusesc al ALRO. Acum, hai să discutăm puțin și despre miniștri ăștia propuși, sigur, pe surse deocamdată, Victor Ponta, secretar general al Guvernului, așa cum v-am spus, dar mai sunt și alte nume de PSD-și reșapați, oameni care au căzut într-un cont de umbră în ultima vreme și care ar putea fi miniștri. Daniel Constantin, care și-a făcut un nou partiduleț, se numește Pro-România, ar putea fi ministru al agriculturii în noul guvern Grindeanu, cel puțin asta susține presa. Ioan Rus, de la Cluj, s-ar putea întoarce pe funcția de ministru al afacerilor interne. Ioan Rus, de altfel, a și făcut o declarație de susținere al lui Grindeanu. Mircea Gioană ar putea fi ministru de externe. Poate că asta are în cap Grindeanu, nu știu dacă au și acceptat oamenii ăștia. Nicolae Bănicioi, un apropiat al lui Victor Ponta, ar putea reveni ca ministru al sănătății. Orlando Teodorovici, la fel, ar putea reveni în guvern ca ministru al transporturilor, iarăși un apropiat al lui Victor Ponta. Deci aripa Ponta din PSD ar putea reveni la guvernare. Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene, nu știu ce să zic de asta, nu știu cu cine joacă doamna Plumb, dacă joacă cu Dragnea sau cu Grindeanu. Cu domnul Năstase. Da? Sorin Câmpeanu ar putea redeveni ministru al educației, e și el în aripa Daniel Constantin Ponta. Da? Sorin Moise, europarlamentar, care s-a exprimat deja public împotriva lui Liviu Dragnea cu ocazia protestelor din stradă, ar putea veni ca ministru al fondurilor europene, iar Vasile Dâncu, angajat al SRI, ca profesor la Academia SRI și un apropiat al grupului de la Cluj, ministru al dezvoltării regionale, înțeleg că domnul Dâncu neagă, ar fi negat că a mers la Palatul Victoria să negocieze cu Grindeanu, Victor Ponta, iată, secretar general al guvernului sau ministru al justiției, asta ar fi o premieră. Victor Ponta a trimis în judecată pentru fapte de corupție să nu fie doar secretar general al guvernului, să fie chiar mai mult, să fie ministrul justiției. Asta n-am mai avut. Am avut care dintre ei doi au mai mare interes să scape de pușcărie? Dragnea sau Ponta? Viorel Ștefan, actualul ministru de finanțe, ar putea să-și păstreze postul. Asta spun sursele din PSD citate de presă. Viorel Ștefan fiind într-o polemică dură cu Liviu Dragnea pe tema cheltuirii banilor pentru acele măriri. Domnule, câțu cam ăștia sunt oamenii vehiculați de presă, dar mi se pare interesant. Am avea o premieră extraordinară. Victor Ponta a trimis în judecată pentru fapte de corupție ministrul al justiției. Liviu Dragnea condamnat și trimis în judecată pentru fapte de corupție președinte al Camerei Deputaților. Am avea o premieră, adică nu cred că mai a avut un ministru al justiției trimis în judecată. Și guvernul ăsta mai avea și pretenții să fie susținut de la Bruxelles, nu? Cu premier. De-aia zic, adică am înțeles, judecăm în cheia pro-europeni, pro-NATO sau pro-Rusia, dar hai să judecăm și în cheia asta a penalilor din cele două tabere. Adică cu cei mai breaz Ponta decât Vulcov, domnul Bostan. Mă scuzați. Dacă domnul Vulcov era colecționar de tablouri, zice DNA, domnul Ponta și el. E greu pentru mine să fac asemenea diferenție. Cum ați putea alege între Vulcov și Ponta? E foarte greu și competența mea în materie penală excede. Dosarele sunt atât de complicate încât sunt... Adică acum am putea să măsurăm toată partea cu cavou, cu tablourile, să le punem pe toate. Poate ar fi o emisiune specială, ar fi o emisiune fluviu specială cu cei doi. Da, probabil e nevoie de un serial. Problema este că în politică, evident că avem o încleștare între două tabere acum și cine va fi, dacă ei vor fi abili, își vor strânge suficient sprijin parlamentar, deci Grindeanu împreună cu echipa va face o încercare să strângă sprijin parlamentar. Dacă vor reuși, depinde de cum joacă și UDMR, și opoziția, actuala opoziție la PSD. Dacă ei nu vor participa la moțiunea de cenzură, Liviu Dragnea are toate șansele să nu treacă moțiunea de cenzură. Asta este realitatea. Și vă reamintesc că a fost un primar curajos, cred că de la Iași, domnul Chirică, care e un om așa, am văzut intervențiile de bun simț și care a fost omul care a prevăzut că nu e bine ceea ce se întâmplă și nu e bună politica lui Dragnea. Și se dovedește că a avut dreptate. A avut o intervenție acum câteva luni, cred că la început,
la nominalizarea Sevil Șaide și s-a cam întâmplat ce a spus Chirică. Deci Chirică a fost ca Deng Xiaoping când i-a făcut opoziție lui Mao. Și vă reamintesc că Deng Xiaoping a ajuns secretarul general al Partidului Comunist Chinez. Deci Chirică a fost singurul care a fluierat atunci și a fost lăsat singur la offside. Și omul a rezistat în continuare, își vede de treabă. Da. Nu știm cu cine va vota PMP-ul lui Traian Băsescu, dar vă dau o informație acum o oră. Fostul președinte al României a postat pe Facebook un lucru din care eu nu știu ce să înțeleg, poate mă ajutați dumneavoastră. Aviz amatorilor interesați de dezinformare, scrie Traian Băsescu, PMP nu va face nicio alianță de susținere parlamentară și nici alianță de guvernare cu PSD-ul. Prezentul mesaj este urmarea zvonurilor lansate în mass media, altfel spus, nici cu Dragnea în alianță parlamentară și nici cu Grindeanu la guvernare. Păi ce înțelegem din asta, domnule Câțu? Deci PMP-ul votează sau nu moțiunea asta de cenzură? Pare că nu votează și... Și PNL-ul ce face? Cu siguranță PNL-ul nu va participa la acest circ. Îi lăsăm pe cei de la PSD să se descurce. Ba mai mult, lasă-mă cu un vot pentru, ar însemna să schimbăm un PSD cu un alt PSD. Ne-a spus să alegem între Vâlcov și Ponta. Pentru mine sunt la fel. Nu am cum să aleg între Vâlcov și Ponta. Schimb un PSD cu un alt PSD. Și aici ne-ați arătat foarte mulți oameni care vor fi în următorul guvern. Sunt toți PSD-iști. Deci pentru mine alegerea este simplă. Nu pot să aleg un PSD cu un alt PSD. Deci, în timp ce vorbeați, mă gândeam că dacă cred că tot ce se întâmplă acum poate să fie și o diversiune. Pentru că și diversiune referitor la un lucru foarte important pentru Liviu Dragnea. Acel prag. Poate că de aici a început scandalul cu Grindeanu. Și ce se întâmplă acum, poate că încearcă să ne distragă atenția de la cum vor trece, poate prin Parlament sau vor o ordonanță de urgență, acest guvern fantomă, să scoată o ordonanță de urgență cu pragul. Deci, cred că acolo este cheia a ceea ce se întâmplă în aceste zile. Toți încercăm să vedem ce se întâmplă, de ce se ceartă Grindeanu cu Dragnea. Și cred că acel prag de care are nevoie Dragnea a creat foarte multe, creează probleme în interiorul PSD și acum se găsește soluția. Dragnea, de fapt, cred că asta urmă, e singurul lucru pe care îl urmărește și știm că de la începutul anului, singurul lucru pe care l-a urmărit n-a fost economia, povestea cu programul de guvernare este pentru noi. Pe el nu a interesat niciodată programul de guvernare, pe el a interesat ordonanțele 6, 9 și 13. 6 banii, 30 de miliarde la Șaide să-i distribuie cum dorește, numai din ordin de ministru. 9, răspunderea miniștrilor pentru depășiri de deficit bugetar, declarații false despre date în Parlament să nu mai existe. Și 13, știm toți ce a făcut 13. Toate acestea erau făcute pentru a le permite lor, eu am numit asta jaful perfect. Nu are nicio legătură cu economia, cu programul de guvernare și așa mai departe. Tot și aici, deci cele 6-9-13, și-a mai apărut legea grațierii și acest prag. Lucrurile s-au complicat pentru Dragnea. Dar eu cred că tot ce se întâmplă nu are legătură doar cu aceste probleme ale lui Liviu Dragnea. Cum și le rezolvă? Nu are nicio legătură cu programul de guvernare, cât a fost implementat și așa mai departe. Păi, vă propun să analizăm și asta, pentru că nimeni de câteva... 10 de ore se vorbește despre acest război politic și nimeni nu vrea să vadă de fapt care e motivul adevărat. S-a lansat și presa, ca și politicienii, în speculații. Care ar fi adevăratul motiv al rupturii dintre Dragnea și Grindeanu în condițiile în care acum o lună, nici o lună, 3 săptămâni, Liviu Dragnea lăuda guvernul Grindeanu, lăuda personal pe Grindeanu. Și programul de guvernare implementat perfect. Exact. Deci o posibilă explicație ar fi asta pe care a furnizat-o domnul senator Câțu, legile astea, modificarea legilor penale, pragul la abuz în serviciu, cheia asta alocării banilor. Un alt efect, un alt explicație ar fi una deja citată de presă, mai mulți analiști spun că s-ar fi certat Grindeanu și Dragnea pe tema lui Bogdan Stan, președintele ANAF, pe care Grindeanu ar vrea să-l schimbe, domnul Dragnea n-ar vrea să-l schimbe. De ce n-ar vrea să-l schimbe? Pentru că domnul Bogdan Stan e un prieten al patronilor de la Teldrum. Sigur, domnul Dragnea mai are și un vicepreședinte la ANAF, pe domnul Florin Tunaru, care a fost mâna lui dreaptă la Consiliul Județean Teleorman, adică ca să fie sub control.
cred că ajungeau la o înțelegere dacă era vorba despre schimbarea unui singur om. Cred că e mult mai important. Asta e o explicație furnizată de presă. Că a făcut o comisie pentru gaură care nu există. Avem o comisie pentru alegeri fraudate acum 10 ani. Deci încearcă să ne atragă, să distragă atenția la ceva foarte mare. Și ar mai fi una. Poate că nu sunt bani pentru majorările astea. Asta știm sigur. Și avea nevoie de un țap ispășitor, Dragnea, și l-a găsit pe Grindeanu. Iar a patra explicație, cât de cât logică, e una pe care am sugerat-o și eu aseară. Colega mea, Sabina Fati, a scris un editorial foarte bun în România Liberă. Dom'le, efectul Mobutu. Știți, Mobutu Seseseco schimba odată la 6 luni șeful guvernului. Și întrebat fiind de ce face asta, a spus: într-o țară africană, bine, dictatură africană, nu pot fi doi înși la șefie, trebuie să fie un singur șef. Și din 6 în 6 luni schimba premierul, ca să n-aibă nimeni în Zair, cum se numea atunci, senzația că e altul jupânul decât Mobutu Sese Seko. Cam așa și la Dragnea, adică mi se pare că e și asta. Nu cumva Grindeanu i-a pus în pericol poziția lui de șef absolut în partid? Poate că nu i-a mai răspuns la telefoane, poate că nu i-a mai făcut pe plac la nu știu ce numiri. Adică e ceva ce nouă ne scapă din acest conflict. Nu? Cu certitudine de toate. Dar dacă putem anticipa puțin, fără niciun fel de... să nu par tendențios, eu aș vrea să vă întreb dumneavoastră, domnule Câțu, în calitate de reprezentant al Partidului Național Liberal, nu ce faceți la moțiune, că sigur, în mod normal, trebuie să ieșiți din sală, da, să vă asigurați că nimeni de acolo nu votează. Ce faceți? Pentru că moțiunea pică. Asta, cel puțin, eu am certitudinea că această moțiune pică. Ce faceți după? Intrați la guvernare alături de Aripa Grindeanu? Da, o întrebare grea pentru mine. Vă dați seama că eu nu pot eu să decid asta. Va fi o decizie a biroului, a conducerii Partidului Național Liberal, dar eu aș spune că nu. Dacă mă întreabă pe mine și va conta ce spun eu, cu siguranță nu aș vrea să intru la guvernare alături de niciun PSD-ist, nu doar Aripa Grindeanu. Riscând să mergem în alegeri anticipate, pentru că dacă se creează o majoritate de data asta și pică moțiunea, putem atunci să avem majoritate în continuare și să mergem în alegeri anticipate. Vom vedea atunci unde vom ajunge, dar din punctul meu de vedere nu cred că există niciun motiv, eu nu văd niciun motiv să faci un guvern cu PSD-ul, să te aliezi cu PSD-ul, mai ales acest PSD pe care îl vedem astăzi. Deci nu cred, din punctul meu de vedere, PNL-ul, o alianță cu PSD ar fi dezastruos pentru PNL și nu aș vedea ce să facem. Contează alegerile din PNL pentru decizia viitoare? Cu siguranță. Adică careva din candidați ar putea să încline spre PSD după? Gândiți-vă că eu sunt în moțiunea, semnat moțiunea Ludovic Orban, iar votul împotriva USL a fost singurul vot din USL, a fost al lui Ludovic Orban. Singurul care a votat contra, deci, cred că alianței după, USL. După congresul de duminică, după ce cred că Ludovic Orban va câștiga, cu siguranță nu vom avea nicio alianță cu USL. Da, Emilia Șercan, vreau să te întreb ce părere ai, pentru că tocmai aflu această informație. Conferința de presă a domnului Sorin Grindeanu s-a amânat, după cum vedeți în imagini, toată presa l-așteaptă să facă declarații. De mai bine de o oră i-a așteptat încă premierul Sorin Grindeanu să facă declarații de jurnaliști aflați la Palatul Victoria. E bine, informația ar fi că Victor Ponta s-ar afla încă în sediul guvernului, încă la discuții cu Sorin Grindeanu, nu știu despre ce, dar nu ți se pare asta soluția imorală, Victor Ponta? Sigur că Grindeanu e disperat, are nevoie de aliați, dar nu e o soluție imorală să-l readuci, să-l reînvii pe Victor Ponta și să-l aduci în guvern? Păi, în mod evident este. De asta spuneam că oricum stăm și privim lucrurile, ne dăm seama de situația ridicolă în care noi ne aflăm în momentul de față, încercând să luăm ceva bun din această ruptură din interiorul Partidului Social Democrat. Și nu este nimic, absolut nimic bun. Pentru că vedem, așa cum bine ai spus, Victor Ponta acum reinventat. Victor Ponta pare soluția, este o nebunie să credem că Victor Ponta în momentul de față poate să reprezinte o soluție pentru politica românească. Să ne aducem aminte toate problemele, justiție și așa mai departe, avute de Victor Ponta. Și de altfel, lucruri care pe el ușor, ușor l-au demolat din punct de vedere politic. Da, nimic pe site-ul guvernului, să vă spun și asta, despre circul ăsta politic la care asistăm de două zile. Exact. Absolut nimic, nici măcar cea mai mică
declarație, comunicat, nimic, nimic. Totul e minunat, colaborarea în domeniul apărării cu NATO, altele sunt știrile. Nu știu, eu nici nu știu sigur, miniștrii și-au depus oficial demisia la cabinet, a fost înregistrate. Sunt depuse la Secretariatul General al Guvernului. Da, ele intră în vigoare când sunt trimise la președinte. Deci deocamdată, teoretic... Nu are secretar general, domnul Ponta. Sunt trimise... Acum are secretar general. Da. Nu trebuie să întâlnească domnul Ponta, să meargă până acolo. Da, hai să dăm și o informație în exclusivitate. Aseară am afirmat cu titlul comentar, am și spus, pentru că nu știu dacă e adevărat această, nu știam dacă e adevărat această relație, am afirmat că Liviu Dragnea, doi lideri PSD mi-au spus asta, deci aș avea două surse bune, la vârful PSD, au participat și la ședința Comitetului Executiv, nu o să le dau numele, evident, ca să nu-i gâtuie Liviu Dragnea, mi-au confirmat că Liviu Dragnea s-a lăudat în partid în momentul în care oamenii de acolo îi spuneau că Sorin Grindeanu, absolvent al Academiei SRI și fost membru în Comisia SRI, acuzat de legături cu generalii din SRI, îi spuneau, iată, e influent, are oameni în servicii și Dragnea le-a spus, stați liniștiți, am și eu un om în conducerea SRI, respectiv generalul Adrian Ciocârlan. E bine, sursele mele din SRI mi-au confirmat între timp că nu există nicio relație între Liviu Dragnea și Adrian Ciocârlan. Asta e o minciună de-a lui Dragnea și de fapt e o diversiune, pentru că aceleași surse mi-au spus, m-au asigurat, că cel care îl consiliază pe Liviu Dragnea în acest război politic cu Grindeanu, care, atenție, Grindeanu e aliat cu Ponta acum pe față, domnul Orca, nu-l mai spui, este, că știm, știm toți, este domnul Florian Coldea, domnul general în rezervă Florian Coldea, fostul prim adjunct al SRI, dușmanul de moarte al lui Ponta, după cum ne-au spus de-a lungul timpului diverși, este acum aliat cu Dragnea, în vreme ce Grindeanu și-a luat în jurul lui, sau vrea să-și ia în jurul lui, pe domnul Ponta a acuzat că i-a acoperit al SIE, pe domnul Dâncu a angajat la SRI, domnul Grindeanu însuși absolvent al Academiei SRI. Deci Emilia, Marius bătălia... Marius înțeleg că și el este o, ar fi o soluție. Care Maior, da. Da. Deci sigur. E o bătălie și pe servicii aici, nu e? Păi, și pe trese, și pe... Domnul Grindeanu avea și-a luat unul dintre primii consilieri pe care i-a angajat domnul Grindeanu, consilier personal, un fost general generalul SRI, Stătescu. Generalul Stătescu, exact, despre care se spune că era cel care coordona sau se ocupa de tot ceea ce ținea zonă de business pe IT în România. Adică și poate îl coordona și pe domnul Ghiță? Posibil să fi fost... Să fi... Ziceți, domnul ministru, că ați fost acolo la butoanele comunicațiilor. Da, domnul general Stătescu, cred că a ieșit la pensie sau ceva de genul ăsta. Da, deși eu era foarte tânăr. A ieșit la pensie a doua zi, era la guvern. S-a ocupat de zona asta, de tehnologia informației. Eu am avut ocazia să interacționez la două, trei întâlniri, la seminarii sau la întruniri. Deci nu pot să știu cu ce se ocupă domnul Stătescu fiind în poziția de consilier al premierului. Probabil se ocupă de aceste sisteme informatice care trebuiesc pregătite pentru a fi achiziționate, dar numai că nu mai sunt firmele alea. Adică chiar dacă ar vrea să mai coordoneze ceva, din păcate în România acum, să spun așa, capabilitățile și... Par afectate, aș zice, domnule Băstan. Domnul Ghiță încă nu s-a întors, că numai la el nu era speranța să rezolve problemele acestei țări din punct de vedere IT, dar am înțeles că e plecat prin Serbia, nu știu pe unde, nu s-a întors domnul Sebastian Ghiță. Nu s-a întors acolo, ar putea deci fi înseamnă... și el în guvernul Grindeanu, ambasador at large, cum zic americanii, dar ar putea și el fi ministru at large al comunicațiilor. Dar nu cred fi, că nu? O să vrea domnul Jean. Nu cred. Atunci să-l numească altceva, al relațiilor cu Serbia. Știți cum e? Acum e și multă... Sunt relațiile astea, toată lumea, când apar lucruri sau când apar, e simplu să pui totul în, să spun așa, în perspectiva unor relații cu serviciile, că atunci nu mai trebuie să dai explicații logice și e și câteodată și o ușurință în a explica asta. Adică faptul că Grindeanu a făcut academia de două luni sau de trei luni, care e un curs scurt și te duci două ore la școală, nu arată că... Deci, în mod normal, într-o țară civilizată, serviciile trebuie să se ocupe de ceea ce au prin statut și ce au prin lege. Dacă ele își depășesc atribuțiile și intră în politică, și intră în aceste jocuri, este greșit. Ele trebuie să se ocupe de ceea ce scrie în lege și în Constituție.
dacă fac jocuri, este greșit. Și părerea mea că lucrurile astea rămân. Acum suntem într-o epocă a informațiilor, a digitalizării, a lucrurilor care sunt mai greu de șters decât erau în urmă cu mulți ani. Și de asta orice ofițer și orice om care lucrează în aceste servicii trebuie să aibă grijă, să-și facă job-ul exact cum e legea. Suntem și pentru că nu se știe niciodată. Domnul ministru, suntem și în epoca dezinformării și a fake news, adică suntem într-o epocă foarte complexă din punctul ăsta de vedere. Da, pentru că nu avem partipriuri și nu facem joc cu nimănui. Domnul Coldea este așteptat, că acum e rezervist, nu trebuie să ceară voie nimănui, cum trebuia să ceară voie când s-a dus în vacanțe cu Ghiță, cu Dâncu și cu Maior. Domnul Coldea poate să sune în direct, îi oferim linie chiar acum și să nege informația pe care mi-au dat-o surse din SRI, că domnul Coldea e cel care îl consiliază pe Dragnea în acest război politic cu Grindeanu, respectiv Ponta, vechiului adversar. Deci domnul Coldea, dacă vrea să aibă un punct de vedere, acum poate să sune în direct la B1 TV, îi dăm imediat dreptul la replică să nege că are o relație cu Dragnea, așa cum am fost informați. Trăim într-o epocă a informațiilor. E și un totem de putere. Dacă arată așa un quartat de general, domnule, am consilier 7 generali, normal că activul PSD mai poate fi manipulat, pentru că tot timpul i-au avut nevoie de un tătuc, de cineva să tragă sforile, să-i ascult. Și de asta eu cred că lucrurile astea sunt și folosite în leadership. Dom'le, dacă am vreo 2 generali pe lângă mine, probabil sunt mai puternic. Și atunci trebuie să privim și cu oarecare... Domnul Măcar, spune și financiar, nu numai politică. Poate tentează pe Coldea să sune. Și politic și financiar. Da, domnule, nu, sunt de acord. Mai ales domnul Coldea ar trebui să dea multe explicații mass media, că e un om, nu, care le-a cunoscut pe toate, a fost stăpânul secretelor din România mai bine de 10 ani, ar putea să dea multe explicații. Dar asta simplă să o dea, să spună că nu e adevărat, dacă dorește, îi dăm dreptul să-și exprime punctul de vedere, să ne sune și, uite, îl dăm pe post. Și pe domnul Dragnea îl dăm pe post să nege că are o relație cu Coldea. A negat că i-ar fi făcut cadou nu știu ce sticlă de vin scumpă, de nou ne permitem să ne cumpărăm, domnul Bostan, poate dumneavoastră că sunteți mai... Nu știu de aceste cadouri. Un vin Opus din ăsta, domne, care costă 10.000 de euro, domnul asta Bostan. Asta să fie. Numai asta să fie. Păi n-ați auzit, deci relația... 10.000 de euro sticlă de vin? Da, domne, nu, n-ați băut în viața noastră. N-am băut, nici n-am auzit să coste un vin. Ați auzit că cred domnul că... Coldea să îmbrăca numai în vitoane? Așa zice doamna Udrea, că zice să îmbrăca numai în vitoane. Păi nu, ăsta nu, eu știam că sunt pentru femei, deci nu știu să... Nu știu, deci să nu exagerăm. O linie să pentru domn. Există? O fi și o linie Vuitton pentru domn, nu? Lui Vuitton. Da. Da, încă nu a venit premierul Grindeanu, jurnaliștii așteaptă în continuare. Și asta mi se pare aberant, faptul dar că să rămânem nu dă încheia discuțiilor despre servicii. Eu cred că e interesant de pus, știu eu, de analizat ceea ce a vrut domnul Dragnea să spună astăzi, prin faptul că Sorin Grindeanu este manevrat, se află cineva în spatele lui. E o unealtă, așa a spus. Este o unealtă. E o unealtă. Chiar și pe domnul Jianu mai devreme l-am auzit spunând că alții... Dar vedem că nu există, nu se nominalizează, nu nominalizează, să spună cine, nu nominalizează, cine sunt respectivii. Sau care, nu, să spună domnul Dragnea, cine Dragnea, sunt nu Dragnea, respectivii, el a spus, exact. Da. Să spună domnul Dragnea, a cui e unealtă, este domnul Grindeanu. Dar implicit ce spuneți? Domnul Bostan, eu am impresia că îi subestimați. Da. Îi supraestimați. Nu se știe niciodată când a cui sunt, pentru că sunt prea mici în grad. Funcțiile politice au ajuns mari datorită eu am altă interpretare manevrelor aici din spate pe care le-au aruncat acestor oameni care au votat săraci crezând în acest program de guvernare. Da, nu știu, domnule, ce facem. Domnule Mărie, și o ultimă informație de la reporterii de teren. În 5 minute Sorin Grindeanu va face declarații. Să vedem ce declarații, să vedem dacă e adevărat asta cu domnul Ponta, care e dată pe surse de mai toată presa. Domnul Ponta, secretar general al guvernului. Ar fi ceva nemaipomenit. Mai bine de atâta nu cred că se putea. Haideți să comentăm până intră domnul Grindeanu. Pentru că ați avut discuția asta despre servicii care sunt în spatele politicienilor.
Bine, asta îmi spune mie foarte mult despre politicienii aceia, care sunt foarte slabi oameni. Dacă ei au nevoie de această, să-și crească credibilitatea, să-și ia în jurul lor tot felul de pensionari din servicii secrete, doar ca să pară niște oameni puternici. Asta înseamnă că avem o clasă politică, chiar avem o clasă politică foarte, foarte slabă, dacă acolo își caută ei sursa de putere. În loc să... deci, mie mi se pare incredibil că aceste două universități, nu știu care sunt, am studiat în Statele Unite și nu știu exact, în România sunt două armate, cea de la SRI sau nu știu. Nu, sunt trei. Sau trei. Colegiul SRI, Academia Națională de Informații, Colegiul de Apărare și Academia deci, de... au devenit... Deci, eu nu am văzut... Nu le știi, dar nu le știi. Deci, nu am văzut... Nu. Am văzut că vă ocupați de... Da, sunt trei, dar nu le... Deci, este Academia Națională de Informații a SRI, este Academia de Poliție a Ministerului de Interne și este Universitatea Națională de Apărare. Așa, deci... Armate și toate cele trei și toate cele trei au colegii diverse. Au colegii care oferă un fel de educație post-universitară pe de scurtă durată, o lună, trei săptămâni, o lună, până la trei luni de zile, chiar și șase luni de zile. Și pentru ce poți să faci în trei săptămâni? Ce poți să faci acolo în trei săptămâni? Este vorba de nestul. Vă spun eu că sunt, am făcut un astfel de curs și știu exact. Unde l-ați făcut? Deci eu am făcut Academia de Informații, un curs de trei luni, care era de dimineață. Programul este public, e un program public, îl găsiți pe internet. Este un program public, este dimineață, acum vreo 3-4 ani și sunt cursuri în care sunt prezentate riscurile, în general, riscurile de securitate. Ce făcea dumneavoastră în momentul în care ați făcut cursul? Ajutați-mă să înțeleg că sunteți una dintre puținele persoane pe care le întâlnesc și care au făcut acest curs. Deci ce făceați atunci? Eu am făcut cursul ăsta cumva. Eram membru în Consiliul de Administrație la o corporație foarte importantă care avea, să zic, tangență cu probleme de siguranță. Era Telecom. Și atunci, pentru a... Cursul ăsta e oferit oamenilor din structurile civile, oamenilor civili. Nu o să găsiți pe nimeni, deci în acest tip de curs nu o să găsiți oameni care sunt ofițeri sau oameni care au o pregătire militară. Sau... Deci e făcut pentru civili. Ca civilii să înțeleagă care sunt riscurile de securitate. V-a ajutat ulterior? Pot să spun că au fost câteva prezentări care mi-au atras atenția și care m-au ajutat. După asta m-am mai dus pe internet, am mai găsit cărți și m-am... Erau lucruri care nu le înțelegeam. Deci pot să spun... curs pe internet. Deci nu. Mi-am completat informația. Exact. Mi-am completat informația pentru că mi s-au deschis niște, să spun așa, atenția. Marius Bostan, știi cum e asta? Știi, pe părerea mea, Partidului Comunist era cursul scurt de istorie. Cursul scurt de siguranță națională. E o curiculă foarte clar. Sunt niște obiective pe ea. Și afli niște lucruri despre siguranță, despre securitate, vezi legile. Și asta e foarte important să știi asta. Pentru că n-ai în față niște decizii de luat, e bine să nu le necunoști. Puțin, domnul ministru, asta în domeniul pe care ați coordonat noastră, ulterior. Ceea ce nouă ne-a atras atenția a fost faptul că oameni care au absolvit astfel de cursuri s-au regăsit ulterior în diverse poziții de conducere în partid. Și uitați, vi-l dau exemplu pe domnul Achimaș Cadariu, abia intrat în guvern, cred că nu învățase ușile prin guvern și încă avea nevoie de însoțitor pe acolo ca să descopere toate culoarele. La două săptămâni după ce a fost numit ministru, s-a înscris la un astfel de curs la Colegiul Național de Apărare. E foarte simplu, vă spun de ce. În general, la toți miniștri, toate pozițiile de demnitar, nu avem pregătire înainte pe zona asta, a venit o hârtie, ofertă de la Universitatea de Apărare. Dom'le, nu vrei să faci alea trei săptămâni ca să știi despre ce... În alea trei săptămâni tu trebuie să te pui fiind ministru sănătății, un domeniu extrem de sensibil, de greu, cu probleme foarte mari. Situația e în felul următor. Cursurile astea, să nu vă imaginați că sunt 12 ore pe zi. Sunt prezentări ținute de specialiști în domeniul securității, care fac niște prezentări și arată situațiile de risc. Dom'le, uite, cu Rusia, care e problema? Uite cu încleștările cu migranții. Care sunt traseele? Care sunt problemele de risc? E important pentru un om decident în statul român să înțeleagă lucrurile astea. Dacă el nu le știa dinainte sau nu era pregătit în domeniul ăsta, după părerea mea, eu aș face obligatoriu chestia asta. Eu vă dau dreptate până la un punct. Obligatoriu orice ministru care decide pe probleme de securitate sau asta, să primească informații. Eu aș face obligatoriu. Exact ceea ce spune și domnul senator. E foarte adevărat. Sunt primite rapoarte și note informative de la servicii. Iar, doi la mână, fiecare ministru aflat sau persoană aflată într-o poziție de conducere într-o instituție are consilieri.
De ce trebuie un ministru să-și rupă din timpul lui ca să se ducă să urmeze aceste cursuri? Asta este chestiunea pe care eu nu o înțeleg și chestiunea care lasă foarte multe semne de întrebare în privința acestor oferte de școlarizare sau cum doriți să le numiți. Așa e, aveți dreptate parțial, dar eu aș pune o obligativitate pentru demnitare care au de-a face cu astfel de materii să treacă printr-un curs. Am alergie la cuvântul obligativitate, să știți. Am alergie când aud obligativitate. Nu, obligativitatea, nu. În momentul când tu ai o răspundere, ar fi important să știi bine cu ai și să știi bine consecințele deciziilor tale, bazat pe informație și bazat pe lucruri care... Eu nu cred că toți oamenii cunosc toate lucrurile. Adică dacă trebuie să țin minoritatea voastră, în afară de faptul că ați avut neșansa să treceți pe la Academia aia de 2 lei a SRI-ului, în care și oamenii care predau acolo au, după părerea mea, niște cunoștințe extrem de reduse, dar în afară de faptul că ați avut neșansa să treceți pe acolo, nu numai de asta sunteți în minoritate, ci pentru că vă spun, în nicio țară dezvoltată din lume, civilizată, în Statele Unite, un secretar de stat nu trece, domnule, pe la cursuri scurte de vară, pe la... Nu, e vorba de cursuri. Sau mai știu. Își ia oameni specialiști, unul pe consilier, unul pe cutare. De asta spuneam că ai nevoie de consilier specializat, să-l școlească securiștii. Și de asta există serviciile care vin cu note și cu aparte informative. Deci eu consider că aceste cunoștințe, și trebuie să ai niște cunoștințe în acest domeniu, sunt folositoare în momente în care tu ai de-a face cu astfel de lucruri, și deciziile tale neluate temeinic și în cunoștință de cauză poate să afecteze. Acum, cum îți câștigi tu aceste cunoștințe? Sau cum te pregătești? Asta e altă problemă. Dar eu aș pune pe domeniile sensibile. Adică sunt anumite domenii în care ai de-a face cu infrastructura critică. Ne apropiem de declarațiile lui Sorin Grindeanu și aș vrea să revenim puțin la chestiunea asta a guvernului și la situația politică imposibilă în care ne aflăm, în care un partid aflat la guvernare în urma unor alegeri pe care le-a câștigat relaxat, sigur aflat la guvernare împreună cu ALDE, dar are, potrivit aritmeticii parlamentare, majoritate. Să vedem însă cine defectează sau nu din această majoritate parlamentară. Înainte de asta să ascultăm însă declarațiile lui Sorin Grindeanu.